Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă cu marcare secrete. Astăzi sunt Moș Crăciun și voi da cadouri abonaților. Cred că am greșit perioada anului, corect? Însă, pur și simplu o să căutăm niște marcare. Sunteți nerăbdători, entuziasmați cum este Tudu, da sau nu? Și TikTok, man. Vrea cineva un TikTok? Sunt curios dacă îi place TikTok-ul sau care-i faza. Au, uite-ai, mă! Cum s-au spawnat, apar de nicăieri. Doamne, eu nu înțeleg cum au atât timp liber să intre după mine. Cred că trebuie să fie la școală de dimineață sau nu-mi dau seama, în fine. Avem niște credite, avem cristinei, avem tricouri, avem tot ce se poate, updates. Am făcut update-uri? M-a adăugat două marcare, Sandstorm și Flan. Really? Noi ne situăm destul de bine, 130 de marcare din 177. Sunt curios, ok? Cum putem să obținem difficulty chart marker? Cel mai greu marker din joc. There is a code hidden in the obby. Find it and do something with it. Deci un cod ascuns într-un obby. Luăm abonații cu noi și o să vă spun de pe acum că e cam dificil. Deci, vedeți mai multe biomuri, hai că știți deja care e toată situația. Trebuie să ne ducem, de fapt, hai să activăm alergatul. Trebuie să ne ducem într-un obby, care zic e foarte dificil, dar pentru noi nu este. Că... Ok, hai abonații, hai toată lumea, haide! Ok, apăsăm butonul galben. Boing. Și se deschide ceva pe aici, aha. Perfect, ați înțeles? Bun. Acum o să scriem D, F, F, I, C, U, L, T, Y, Enter. Bun. Here we go. Cel mai greu obby ever. Sunteți pregătiți? Am uitat să le zic abonaților că trebuie să scriu difficulty. Deci se pare că suntem pe o altă hartă cu totul și nu știu dacă ei pot da join. Am crezut că ne teleportează pe aceeași hartă și că pot să le scriu pe chat. Dar, ok. Hai să începem, va fi super ușor, adică nu există obby pe care noi să nu putem să-l facem. Chiar o să-l facem din prima și nu o să mărim absolut niciodată. Deci nu aveți de ce să vă... Opa. Mamă, ce muzică avem. Challenging. Și că e un pic dificil ăsta, adică... Come on. The glowing parts are kill bricks, lol. Și că ne omoară aia. What? O spă... Trebuie să vedem cum sărim astea. Adică trebuie să ne dăm viața, practic. Dacă nu e niciun save point. Well, well. Oh my god! Adică mă așteptam să fie ușor pentru că era doar cu pătrățele. Și după am realizat că era hard și de fapt pătrățelele alea te împing singure. Sar non-stop, cam aia e chestia. Deci dacă nu acum am înțeles ce trebuie să fac. Deci o să fie... What? TikTok, man? Cum a ajuns TikTok, man, aici? To do this one, you gotta have shift lock, get on the ladder and go left and forward at the same time. You will slowly slide to the left, right. Problema e că ne adaugă în obby niște chestii de astea foarte dificile și nici nu îți salvează. Aia e problema. Nah, easy. Easy pentru maestru în obby-uri. Nici nu știu ce-am zis acolo, dar ok. Zic că asta nu ne mișcă. TikTok, man, măcar tu te sacrifici, ok? Oh my god. Oh, ne salvează? Și căz... Oh! 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 What? What? Am murit la final? Deci a început să ne salveze de aici? Trebuie doar să întorci repede mouse-ul. I see. Bun, bun, bun. Easy, easy, easy. Insane, chica.
Chat de insane. De ce a murit? Nah, easy. Easy de tot. Maze time. Also, it's dark in there, so enjoy. Also, the wall has no collision. The wall has no collision. Că nu ne omoară peretele? Nu zic că era vreun troll de ăsta de mă bag așa. Nu te cred. What? Maze cu etaj, eu n-am văzut niciodată. Mă, ce se întâmplă? Tic-tac, man! Cum ai murit? Nu înțeleg. Ia, că aici ne-am adunat cu toții. Terrifying. Cea mai grea dificultate ever existentă vreodată pe Roblox. Nici nu-mi dau seama ce trebuie să fac măcar. Deci mă ating chestiile alea. Na, asta e easy de tot. Baby. Man, come on. No. There you go. Deci doar să sar atât. Easy. Holy smokes. N-ai cum să sară aici sus. Holy... Mamă, nu-ți dai seama cât poți să sari acolo. Bun. Am cum să sar peste asta? Holy! Suntem next level! Mark Rose! Wow! Uite unde suntem și de unde am plecat de jos de tot. Mark Rose? Îmi place schema asta. Bă, era schema din Berceni. Easy. Oh! N-avem cum să sar. What? Am dat cu capul? Nu te cred. Oare aici trebuie să sar? Nice. Bun, concentrare maximă. Peste gard e markerul. Regele. GG TikTok, man. Nice, auzi. De la început până aici, boys. Un rând de aplauze, vă rog. Nu e chiar atât de grea harta, deci trebuie să recunosc. Dar e un pic greuță, adică e migăloasă. Dar dacă nu avea deloc spawn point-uri, n-aveai cum să faci, cred. Poți să am ăsta în spate după mine, markerul, știi, de flex, că e cel mai greu marker din univers. Ok, markerul. Markerus. Wow. De ce n-a adăugat băiatul la un update telecard după tine, nu înțeleg. Dar ok. Ok. Bun. Cred că trebuie să ne ducem după niște markere mai ușoare sau cum facem ca să ajungem la 150, așa,
De exemplu, coral marker. Unde e coral marker? Under the sea. Sub mare. Ia uite-l bă pe șobolan unde era. Coral marker. Na. Era ascuns. Ok, ok, ok. Deci luăm de la ușor la greu. Adică e în tărâmul viselor, dar este, dar nu în ceruri. Gen... doarme. Ok. Continuăm cu grass marker și lava marker. Alte două markere ușoare pe care noi nu le avem. Deci vine după mine TikTok Man să-ți arăt, ok? Nu vine să cred că am ratat markerul ăsta. Adică sunt chiar markere mega ușoare. Fii atent, fii atent. Deci aici era. Și noi am fost în zona asta. Grass marker. Am fost în zona asta când noi am fost aici și am luat markerul. Ok. După care, țineți minte că mai e o zonă ascunsă fix aici. Da? Ok. Acum vom merge la lava marker. Deci mergem mai departe. Vezi că și aici e un marker. Ok. Eu l-arăt abonaților că poate sunt noi și... N-au venit. Nu le au, gen. Ok. Parcă mai era unul aici. În mormânt. Ok. Mai e unul. Capless marker. Ok. Și în clădirea asta noi n-am explorat-o, pentru că mereu ne-am dus pe zona de acolo. Dar dacă ne ducem aici, vom găsi lava marker. Semnul acesta este aici să-ți atragă atenția. Hopa! Am făcut o biola greu și nu pe ăsta. Ok, 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 ok. Cu shift lock e mai lejer. Sau nu? Yay! Lava jump marker! Hai abonații! Bun. Ce mai avem întrebarea? Light bulb marker și marțian. Vom merge la magazin. Și au început abonații să vorbească urât pe chat. Sunt nervoși că nu pot să facă obiu. Deci, nu mă așteptam niciodată ca aici să fie un marker. Mă rog, ăsta e bulb, adică zi, bec, da? El e un marker. M-a indus în orec că era deja neonul ăsta aici sau ce-o fi. Și nu mai știam unde e. Că n-are niciun sens pus becul lângă neon, în fine. Ăla odată, fac vlog pe WC-ul. Deci, următorul e cu marțian. Deci vom merge, mergem în spațiu. În spațiu. Mergem. Ok? Trebuie să găsim un marker marțian. Marțianul nu e de pe lumea aceasta. Îl pui pe Facebook. Da, da, da. Hai îngroapă aici. Ne ducem la rachetă. Și nu știu exact unde e, dar o să ne uităm după o piatră de genul ăsta, care nu știu dacă e piatră. Să fie un marțian. Ai error marker. Uite-l. Marțian. Error. Bă, nu am error marker. Unde e? Hai să vedem că nu am. Error marker. Le dăm spawn? La case? Ha? Ce zice pe tastatură? Apasă de multe ori. A dat eroare! Bă, a dat eroare! LOL, blue screen, așa de la calculator. De la Windows. Wow, eroare marker. Vezi că e miștocuță, stai că e un pic greu, e insane de fapt de luat. Pentru că e greu să... Adică de luat e ușor odată ce și trebuie să faci, dar nu prea-ți dai seama, cam mai... Ok, 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 nice. Vom merge să luăm markerul bătrân. Îl vedem aici. Ne zice că e pe rafturi. Deci intrăm, ne urcăm pe rafturi și ia uite-l. E bătrân markerul, am bătrânit. Are barbă ca moșu. Ok? Și vom merge să luăm
markerul permanent care nu se șterge și îl găsim aici. Follow me, follow me, veniți, veniți. Nu aici, next, next. O, da, câți abonați sunt. Vai, mamă, uite-l. Permanent marker. Și ce scrie? Abar n-am, alfabetul ce acolo. Rocket marker și snow marker, da? Deci le luăm pe toate în ordine. Avem o poză cu o pisică. Nitrogen sau ce ăla, nu știu. Deci, înapoi, ieșim din clădirea asta. Da. Asta e un marker pe care nu vine să cred că l-am ratat. E efectiv ăsta. What? Nu l-am luat pentru motiv sau altul, era prea ușor, cred. Mă rog, ne ducem înapoi. Și trebuie să zburăm din nou. Deci ne luăm din nou zborul cu racheta. Let's go, guys. Ok, rachetuță și ăsta e. Rocket marker. E rachetă. Bun, 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 deci merge bine, merge bine. Avem water. Așa, continuăm. Mă mânca năsucul. Între timp voi veți apăsa butonul de like pentru că vă place episodul și vă plac markerele. Și mai vreți episoade cu markere. Cel mai easy marker. Uite-l. Water. Gata, e un marker de apă. Bun. Și următorul este box marker. Stai cu cutia, deci acum vor începe markerele, cred eu, care necesită mai mulți pași. Ăștia au markerele la easy au fost cele pe care le-ai luat instant. Markerele la medium necesită 2 pași. Adică nu mai îl atingi și atât. Trebuie să ajungi. Ok, vedeți imediat la ce mă refer. Trebuie să intrăm la storage și nu avem acces. Așa că ne ducem aici. Luăm cheia. Dai click pe cheia aia și se deschide ușa. Ia, poți să intre toți abonații? Nu poți să intre. N-au înțeles. Ok, vino aici. E ok, ia cheia. Ia cheia. Ca să ia cu toții. Așa că nu ia unul și deblochează, ia să vedem. Poți să intre? Tot nu intră. Cum nu intră? Ia să ia cheia. Face mișto, uite-l, box marker. Aici Rafa. Mă, nu înțeleg abonații de aici. Gata, a luat și Răzvan. De aici se ia cheia, ok? Bun, bun, bun. Și avem water marker și box marker. Acum, avem creion. Asta e un impostor, cum ar veni. Și avem cyan marker. Spawn moment. Creionul și că e într-un colț de biome. Da? Hai să vedem. Toată lumea la spawn. Veniți cu toți aici. Și avem o locație surpriză. Focul acesta. Uite-i cum dispar. Stai să vină toți abonații. Ia uite-l, mă, creionul. Zici că e muștar. Și că e o de-aia de muștar, nu că e creion. Lol. Bun, bun, bun. Spawn din nou. Și cam retrag ce am zis, pentru că Psyenul e la medium, dar e tot un marker pe care îl e instant. Deci se pare că logica mea nu s-a aplicat în cazul acesta. Vine după mine. Boom. Bă, dar uite cât de bine se ascunde, că nu-ți dai seama că e absolut deloc. Și după aia, boom. Ce mai avem? Avem un Flamingo marker, care e un YouTuber. Este unde el a mințit-o pe ea. Probabil e vreo referință dintr-un episod de-a lui. Avem Flamingo Marker și Hammer Marker. Uite bucata asta, o vezi? Nu ți se pare un pic cam sus? Damn! Flamingo Marker, let's go, guys! Bine, 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 bine. Și acum, repede. Ne ducem la casele abandonate. Și trebuie să găsim ciocanul. Hai să-ți arăt ciocanul, fii atent. Este fix aici, în baie. Boom. What? Nice, uite cât a ciocanul. Ce cap are, lol. E mânerul el, practic. Credeam că e... Ok. Bun, bun, bun. Ce nu avem luat? Deci avem mushroom, oil și olive.
mushroom. Aproape 150. Hai să ieșim din cada asta, că avem treabă. Deci tot în această zonă ne cățărăm prin spate. Ne cățărăm pe aici. Stai să așteptăm abonații. Boom. Big shock. Ok. Și de aici trebuie să recunosc că îmi place muzica pe care o pune developerul în jocuri. Îmi place, îmi place. De aici probabil nu mai sunt abonații cu noi. Deci rip, că s-a schimbat serverul. VIP. Bam. Shazam. Yay, mushroom marker. Și acum nu știu cum mă mai întorc la loc. Cred că e portalul ăla. Hi back. Perfect. Și vom merge să luăm oil marker. Sunt curios dacă mă întoarce tot pe serverul ăla. Spawn. Să vedem dacă intră lumea. Da, nu mai sunt abonații. RIP. RIP abonații. Ai jocuri pe telefon? Tăscălie, cine pe meu ăla? Aole, ok. Hai să alergăm. Ne ducem din nou în spațiu. Mergem și ne relaxăm. Vă place Roblox? Place mult Roblox mie. Minecraft, Fortnite, place mult. Ok. Asta l-avem? What? Nu l-aveam pe ăsta, nu te cred. Și era în fața noastră mereu. Nici nu l-am luat, că aveam impresia că l-am luat. Adică nu mă duceam spre el. Credeam că l-am deja. Oil marker. Are ulei, așa curs pe el. Întrebarea. Ia uite că avem 151 de markere. Avem aproape toate markerele, deci trebuie să recunosc. Următoarele cred că vor începe să devină în ce mai grele. Avem totul de la easy, avem totul de la medium, nu. Nu, 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 ne mai lipsesc. Hai să continuăm. Avem olive marker și rust marker. Spawn moment. Ok, au mai intrat și abonații. Nu-mi vine să cred că am ratat markerul ăsta. Deci îl văd aici de la etaj, de la geam. Ia uite-l. Bum. Olive marker. Cred că olive înseamnă măslină. Deci da. Bun, și ce marker am zis că? Mai luăm rust marker. Mamă, iar avem de mers. Intrăm în fabrică. Coborâm pe aici, dar nu luăm racheta. Ia din că se duc să iau rachetă. Ar vrea la rachetă, nu, intrăm aici. Și avem rust marker. E bruginit, practic. Deci nu știu ce e zona asta. Aaa, ne scoate pe aici, lol. Ok, asta e tare. Asta e actually tare, lol. Ne teleportăm peste tot. Mergem la piramide, pentru că unde altundeva la nisip. Sandstorm. Și nu vine să cred că nu l-am luat. Pentru că fii atent. În vârful piramidei. Ia, se prinde abonații? Hopa! Se prind sau nu? Hai să-i dăm. Sus de tot, te teleportează și l-am găsit. Sandstorm, lol. T-a plăcut? Bun, hai next. Boing. Next am zis că este Starker. Go inside the testing device. Mamă, avem mult de mers aici. Ok, sunt retardietă. Am apăsat pe record și nu mi-a înregistrat. Sper că nu mi-a făcut așa și la celelalte markere. Să sperăm. Aici este primul pe care vi l-am arătat pe Xanwood. Ok. Vedem aici, l-am deblocat adineauri. Mi-a arătat că filmez, dar nu filmam. Classic, classic. Ok. După care următorul e la televizorul acesta. Static, da? Deci noi am luat adineauri Xanwood și acum static. Trebuie să stai în fața televizorului, nu-mi dau seama ce trebuie să faci. Ne zice așa. Look at the TV's pattern. Deci pur și simplu te uiți la felul în care se schimbă culorile. Nu știu dacă trebuie să spamezi click stânga, dar la un moment... Gata. La un moment dat, cred că... Intră staticul ăsta așa, puricii. Și trebuie să dai click pe ei, cred că asta trebuie să faci. Ok. Click pe purici.
La TV. E un buton aici. O să apară purici. Și dai click. Uite, cineva s-a dus deja. Sau spamezi pe televizor. Ia uite bă cum pleacă. Gata, ăla a fost. Zăzăt. Mersi, gata. Bun. Lăsăm pentru episodul viitor tot ce este la Hard și Insane. Acum, ar fi frumos să le facem pe toate într-un episod, dar nu știu cât de grele sunt. Dacă sunt ca ăsta unde mi-a 10, 15, 20 de minute să-l fac, nu mai, în fine. Dar mai continuăm și episodul viitor și ușor, ușor, cred că în 2 episoade, 3 maxim, terminăm și luăm toate cele 177 de markere, ok? Bun, dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, ne vedem la viitoare. Pa!